Un băiat și-a pierdut viața în apele siretului, iar cei chemați să îl salveze ar putea avea mari probleme dacă nu au urmat procedurile așa cum scrie la carte. Câteva filmulețe postate pe o pagină de socializare arată cum scafandrul de la Isu trage trupul fără viață pe mal și îl abandonează sub privirile disperate ale părinților și ale altor aproape 100 de persoane. Straniu este faptul că în imagini nu este surprins niciun moment în care personalul specializat încearcă să depună vreun efort pentru a-l readuce la viață pe băiat. Manevrele de resuscitare au fost aplicate de oamenii de pe mal. <fie> Revoltați martori au început să țipe și să folosească un limbaj neadecvat la adresa echipajelor de salvare, motiv pentru care la fața locului au ajuns și jandarmii. De cazul de la Tudora, Botoșani, a aflat și Raed Arafat, coordonatorul Departamentului pentru Situații de Urgență, care a dispus o anchetă. Șeful ISU Botoșani, Cristiana Marandei, a precizat că deja se fac cercetări, iar cei vinovați vor plăti. Am demarat o anchetă internă pentru a stabili modul în care s-au desfășurat operațiunile și în același timp de a stabili nivelul de vinovăție al personalului propriu, motiv pentru care vor fi trimiși în, sau sunt trimiși în Consiliul de Judecată, în fața Consiliului de Judecată, două cadre care au acționat la locul Intervenții. Fără a încerca să scuze în vreun fel atitudinea subordonaților, colonelul Amarande recunoaște că a fost lipsă de profesionalism. Modul în care au acționat și din imagine care le vedem se vede că este lipsă de profesionalism și de omenie până la urmă, că trebuie să avem și un caracter umanitar în ceea ce facem. Ei, consider, ei au considerat că victima este deja decedată și nu mai este cazul să acorde primă ajutor. Aceasta după ce s-a făcut o evaluare sumară de către asistentul medical de pe echipajul de ambulanță. Urmează a fi stabilit nivelul de vinovăție al fiecărui salvator implicat. Acest caz este o premieră nefericită în istoria Inspectoratului pentru Situații de Urgență Botoșani, susține șeful ISU cel mai probabil o anchetă ar putea să aibă loc și la serviciul județean de ambulanță.